расизм. Мы сейчас против расизма. Значит, должны на русском говорить. Я протестую. Должно быть и на русском, и на румынском. И на английском, гагаузском. Протестăm împotriva urii interietnice și rasiste care se manifestă în Moldova, mai ales în ajun de alegeri. Probabil cineva intenționat incită etniile una împotriva altora. Recent a fost un incident la Otaci, la care nu a intervenit poliția decât foarte târziu. Și primarul, soția primarului a intervenit ca să incite o tabără împotriva alteia. Acolo orașul sau ce el, sat, e orășel. Atacă. În jumătate de romi, jumătate ucraineni. Și au ajuns să se bată între ei pentru un incident care a avut loc acolo între doi tineri și o tânără. Și se acuză unii pe alții că încercare de viol, nu știu, bine, o fi încercare de viol, se ocupă poliția de asta, dar de ce vă urâți unii pe alții, de ce începeți să vă bateți nații cu nație, când de fapt, acolo e penală sau contravențională, că până la urmă că nici nu era tentativă de viol, dar au fost hărțuiri stradale. De ce începeți, faceți meeting-uri, să aruncați cu pietre unii împotriva altora pe motive etnice și rasiale? De ce primarul îi incită pe unii împotriva altora? Asta e grav. Și cum s-a purtat poliția? Și poliția zice, noi n-am fost sesizați. Poliția trebuie să aibă oameni infiltrați, poliția trebuie să afle imediat când se întâmplă ceva, nu să afle post factum că n-am știut. Și invers, la Glodeni, poliția au intervenit și violent și abuziv, o femeie cu copil o trântit-o pe jos, chiar dacă sunt imagini video filmate cu asta. Deci poliția se pare că nu înțelege cât de gravă e. Și au făcut asta din cauza că femeia ce era de origine era romă. Era romă. Păi și da. Crezi că din cauza asta a făcut, da? Eu cred că da, că atitudinea asta discriminatoare față de om, e mai ales dacă e rom. Și poliția cred că nu înțelege legile, drepturile omului și abuzează. Iar primarul de la Otaci ar trebui să aibă și dosar penal pentru incitare la ură și violență. Iar șeful poliției din Otaci trebuie destituit dacă el spune că nimeni nu l-a sesizat despre chestia asta. O face pe niznai. Când acolo a început un conflict interietnic. Deci guvernul trebuie să prevină chestia asta, că altfel putem să ajungem la masacre pe motive etnice. Pentru că guvernul nu știe, nu se implică. Organii trebuie să autosesizeze. Înțelesul Lec, te-ai lămurit? Da, eu am lămurit că unioniști asta sunt persoanele care își provoacă... Ce treabă are Oleg cu unioniști? Da, se întâmplă și provocări de către unioniști, dar nu-i vorba de unioniști aici. Ți-am zis, la Otaci jumate ucraineni, jumate romi. Care crezi că sunt unioniști acolo? Crezi că primarul e unionist? Cred că primarul e responsabil. Da, n-are nicio treabă unioniști. Sunt unii unioniști extremiști. N-are treabă unioniști. Eu n-am pronunțat cuvântul unionist. Nu știu cum ai auzit chestia asta. Dar sunt unii unioniști extremiști, am auzit, s-au dus la ministru acolo și-au provocat. Și poți fi unionist, asta înseamnă că și eu sunt unionist, adică susțin. Și eu sunt unionist. Мы сейчас протестуем против расизма, а у нас в Молдове молдаване кричат на русских, что они должны на русском, румынском говорить, а русские кричат в России на молдаван, что они должны на русском говорить. Это оскорбление. Да ты де че кричеш на мене зборбес русеш, так я зборбес кэн лимба маме, не лишь лимба официала статулы. Ты че соблигат, я со зборбес ты? Да я не под зборби русеш, я не под зборби русеш. Да, да сын казуль, кэн кяр сунт агрессиунь дим партия Молдова, унионишь. Да, да. Asta vorbim despre xenofobie. Arest nu e obligat și rusofobie și românofobie. Da. În schimb atunci când cineva... Mă-mi plătim agresie. Gata, pleci. Ceau. Mă rog. Это не значит, что нужно агрессировать другие национальности. Нici nu a fost cazul. Da, da, da. Întrebuzele am văzut mulți cazuri. Se întâmplă, da, sunt. Se întâmplă mesaje, și sunt unioniști și zic, nu, dar unioniști, este bandiți. Unioniști normali sunt pentru ca să fie unire, da. Sunt oameni care tâlhași, știi, varbari sau cum spune. Ce este sfânt și ce este... Înseamnă că nu trebuie să iasă ce este cu unioniști. Noi aici vorbim, Oleg, despre ce e legal.
Și ce democratic, nu ce este sfânt sau nesfânt. Chiar ca legile cele voastre țara sfinte. Țara este sfântă. Și țara nu e sfântă, țara e laică, conform Constituției. Nu există țară sfântă. Poate așa, e mai metaforic. Așa am învățat noi la la poezii, da, la limba română. Nu știu, ați învățat voi la limba română. Poezii. Considere sfânt, considere ideal și eu consider că fiecare om trebuie să iubească patria lui. Bun. Dar nu e obligat, dacă patria nu-l ajută cu nimic, nu ești obligat să iubești patria. Da, poți să fix de asta, cum e, cosmopolit. Bun, și care patria, e că patria trebuie să iubești acolo unde te-ai născut, țara și dar dacă te-ai dus în altă țară și prietila, da, deși trebuie să iubești țara unde te-ai născut. În Rusia, el a să iubească Rusia când el s-a născut din părinți evrei. Și el își trăiește bătrâneț sau are face în Israel, el nu să iubească Rusia că s-a dar născut acolo. Dar cum el poate iubească Israel dacă niciodată nu a fost acolo? Dar dacă s-a mutat și trăiește acolo. El poți funcționa. Evreii iubesc toate țările, ei peste tot locul. Foarte bine, să învățăm corectitudine la evrei. O țară, poliția, că n-am 60.000 amieză. Așa, ilegale, la comandă. Aici vorbim despre xenofobie și rasism. Închidem protestul. Hai să închidem protest, ajunge. Mulțumim. Mulțumim, mulțumim, noroc. Toți pe acasă. Ia uite de fericit, Oleg. Ai dat mâna cu lidera Partidului Verde, prima pe listă. Partidul Verde! Organele nu trebuie să spună că nimeni nu ne sesizează pe noi. Organele trebuie să se autosesizeze. Mai ales poliția, pentru că acolo e ceva operativ, atunci pe loc trebuie să intervină. Nu trebuie să spună că nu ne sesizează. Mai ales conflictul ăsta se întâmplă deja o săptămână la rând. Ei amus o trezit, spună că nu e sesizat nimeni. Toată presa arată și încă nu a fost sesizat. În așa raioane sau județe. Xenofobia și rasismul au fost să fie și dar noi vrem să le oprim sau să le diminuăm, să scadă impactul. Xenofobia, rasism, всегда был и будет. Dar noi vrem să le oprim. Într-un stat în care legile funcționează și autoritățile sunt pedepsite dacă nu intervin, dacă nu se autosesizează. Și persoanele care se manifestă cu ură etnică e pedepsită. Autoritățile care trebuie să intervină. După asta trebuie să fie verificate, activitatea lor trebuie să fie verificată, să fie sancționați dacă nu a intervenit și așa mai departe. În cazul ăsta, desigur că o să autosesizeze de frică, să nu fie sancționat, să nu fie eliminat salariul lor și așa mai departe. În așa o societate, aceste incidente se reduc din cauza că instituțiile funcționează și oamenii știu că dacă o să înceapă să sară la bataie la romi sau la nu știu cine, o să vină imediat polițiștii peste deșe și o să-i gotolească. De ce? Din cauza că polițiștii o să facă asta nu de dragul, nu de dragul cuiva, ci din cauza că o să fie și ei controlați la rândul lor în activitatea lor. Deci într-un stat în care instituțiile funcționează, ceea ce ai spus tu se diminuează. Desigur că o să fie situații, dar o să fie ținute sub control. Însă, de ce poți să întâmple la noi în Moldova să se bată romi cu ucraineni, de exemplu? Pentru că nu au frică de autoritățile de atunci, care până atunci n-au intervenit. Și n-au intervenit de ce? Pentru că ei pot spune că nu ne-a sesizat nimeni. Deci asta este o neglijență din partea autorităților. Ei trebuie să fie tot timpul în stradă, că bătaia a fost în stradă. Poliția trebuie să fie tot timpul în stradă, în civil sau în uniforme. Când e un protest pașnic, ne apare poliția în uniforme. Iată acum apă. Dacă nu-ți bătăi, nu, n-am auzit, eu nu ne-o sesizat. Eu sunt convins că la Inataș sunt pe stradă permanent numai vaci și oi. Ei, da, nu mai este. E oraș acolo cu gară de tren. E oraș, da, e la graniță cu Ucraina. Sănătate, mulțumim! Eu sunt și vaci, probabil, da. Sunt cu siguranță.